Valul 4 al pandemiei va fi al nevaccinaților, e declarația ministrului Sănătății. Ioana Mihăilă spune că persoanele vaccinate au un risc mai scăzut să dezvolte forme grave, chiar dacă se infectează cu virusul SARS-CoV-2. Cât despre alte restricții, ministrul spune că în acest moment nu e cazul, deoarece incidența e scăzută. Valul 4 al pandemiei este inevitabil, iar autoritățile din România au început pregătirile chiar de la finalul valului 3, spune ministrul Sănătății. Persoanele vaccinate nu au risc de a dezvolta formă severă de boală. Și asta trebuie să fim conștienți cu toții, de fapt. Chiar dacă am trecut prin boală înainte, ne vaccinăm pentru că așa nu avem risc de a dezvolta o formă severă, chiar dacă ne infectăm. Acest val 4 va fi de fapt, un val al nevaccinaților. Aceștia vor fi principalii afectați. Întrebată dacă se discută despre noi restricții în România, Mihăilă a răspuns că totul depinde de rata de vaccinare și de rata de infectare. Cred că restricțiile vor viza, în primul rând, persoanele nevaccinate. Dacă ar fi doar să emit o părere, cred că ar trebui să începem să restricționăm acele evenimente care se desfășoară în spații închise cu un număr mare de participanți, dacă aceștia nu sunt vaccinați. Și cred că acolo trebuie să ne uităm. Dar, din nou, asta este doar o ipoteză de lucru, nu ceva care este în acest moment pe masa guvernului. În acest moment, cifrele referitoare la incidență, la numărul de noi infectări COVID, sunt bune. Așa că, în acest moment, nu discutăm de restricții. Judecătorul Curții Constituționale Daniel Morar susține că